poate le propunem Uniunii Cineaștilor să facă un festival la filmului profesionist, cei profesioniști merg acolo și amatorul rămâne pe dar sunt. De film. Festivaluri de film sunt la tot pasul, nu ar fi o problemă. De amatori sunt mai puține, apropo. Republica Moldova. Iar cum spunea Raisa că te rog. Eu simțeam foarte bine aminte în prima ediție a Amatorului era un film Noi vrem în cosmos. Eu nu știu cine îl ține minte, cine l-a văzut. Sau îl găsiți pe YouTube, da. Iată ce e foarte amator. Pur și simplu a luat-o cu sfânt, cu o filmat ceva. Nimeni nu i-a învățat să mă fie sau ceva să filmeze. Bine, că acum o să apară întrebare, de ce a pus cânticul? Dar s-au vrut filmul să fie. Am impresia... Te rog, te rog. Am impresia uneori... Un secundă, un secundă. Deci, la cum descrieți voi, cum vedeți voi amatorul, am impresia că ar fi un festival al camerelor instalate pe edificiile publice. Luați camerele alea, aduceți-le aici și o să aveți un festival amatorul. Ai vrut să revii, Mircea? Te rog. Eu vreau să spun că băieții cu filmul Mama, eu cred că au intrat în ceea ce vrem noi, amatorul. Și atunci interzicem toate 16, rămâne Mama și ia toate 4 premii. Per exemplu. Alte sugestii. Te rog. De selecție, nu știu care au fost criteriile când au selectat filmul. Ia să vină cineva dintre organizatori să-i explice exact ce au făcut ei. Anișoara, te rog, stai numai o secundă. În toți anii când a existat organizatorul, cum a existat școala curajului? De acolo veneau filme de la copiii care au filmat două zile și după aceea trimit direct în festival. La a patra ediție nu mai fost școala curajului. Deci ideea e că nu a existat niciun film care nu există precedent. Niciun. Stați un pic, mai este o opinie și imediat revenim. Te rog. Da, eu cred că mare parte colegii noștri au dreptate. Atunci când zic noi reportajele care le facem, avem un alt buget și poate că, într-adevăr, la amatorul se vrea să se vadă mai multe filmulețe, gen cum le-au făcut Mădăsaru sau care au mai fost acolo. Dar eu cred că nu trebuie, într-adevăr, exclus și reporterii și jurnaliștii și cred că ar fi bine chiar să fie o categorie, nu știu, pentru reportaje și atât. Și deja de acolo să fie alesă 2-3, dar cred că ar fi bine, Raisa, să fie și categoria reporterilor, adică să fie și... Pentru că acești care noi le zicem într-un fel amatori, mâine pe mâine o să fie și jurnaliști, reporteri. Și atunci ar fi bine familiarizarea asta, știi? Deci pentru ediția următoare e o sugestie foarte bună, vă mulțumim. Și apropo, spun o chestie care eu cred că ar fi foarte bine, că acest festival, aceste filmulețe care sunt prezentate aici, să fie prezentate poate în mai multe orașe din Moldova. Ar fi foarte bine și m-aș bucura foarte mult, aș aprecia și sincer m-aș implica, dacă... poate festivalul ăsta, anul ăsta să aibă loc la Chișinău, la anul să aibă în Sângerie, Fălești, adică să fie o tradiție și să călătorească cumva pe Republica Moldova. Poate mai degrabă proiecții publice, da. Exact, poate ar fi un pic cheltuielile mai mari, dar ar fi cumva, nu știu, cred că s-ar putea de găsit și niște bani, dar ar avea și un alt impact. Mai degrabă ar trebui să ne gândim cum implicăm din localități oamenii să filmeze, să trimită filme, ca după aia să ai ce le arăta. Altfel, degeaba te duci la Bălți, dacă nu trimis nimeni de la Bălți. Și eu cred că ar fi un alt efect. Mulțumim pentru sugestie. Cine vrea să mai comenteze? Te rog. Și de adevăr ne-ați spus principiul că dacă trimiți în concurs la festivalul amator, deci tu te consideri amator. Și dacă trimite Vlad Drucu, o să-l acceptăm. Nu o să-l trecem în finală, dacă nu o să primească notele cele patru categorii ca să treacă, dar acceptăm filmul în finală. Și amatoricismul înseamnă neapărat lipsă totală de sens și de formă. Da. Scuză-mă, te rog. Și în afară de asta, nu înțeleg de ce sunteți nemulțumit. Vă considerați cumva inferiori reportajelor? Adică de ce ești revoltată că există reportaje? Crezi că filmele care nu erau reportaje sunt mai proastă calitate și nu vor fi la fel de apreciate? Nu asta am vrut să zic, dar au rămas foarte multe reportaje, foarte multe filme făcute. Dar nu se vorbim să mici, Raisa. Eu îi consider că nu se